Marius, mulțumesc foarte mult. Pensionarii se revoltă în fața liderului AUR, George Simion, din cauza crizei economice și din cauza că mulți dintre aceștia nu au acces la lemne pentru a se încălzi în această iarnă. De ce mint atâta, dobe, și promis și fac și nimic, nimic? Eu am ieșit la pensie în 2000 pentru că aveam 41 de ani de servici. Am lucrat în silvicultură și am plantat munți întregi, sute de hectare și mii de hectare. Și ăștia o vând. De ce vând pădurile noastre? Și noi suferim de lemn.